Pierderea smartphone-ului este astăzi pentru unii o tragedie mai mare decât pierderea unui prieten. Pe lângă faptul că se pierd miile de poze în fața oglinzii salvate dinainte pentru Instagram, la majoritatea moldovenilor, smartphone-ul este poate cel mai scump lucru pe care îl au. Eu sunt Vicu și astăzi în laboratorul Darwin îți prezint Cerberus, aplicația pentru Android care îți permite să te isprăvești cu cel mai strașnic scenariu de furt al unui telefon. La moment, device-urile de la Apple au un astfel de serviciu care se numește Find My iPhone. Cei de la Google încă nu au dezvoltat până la urmă un astfel de serviciu, așa că Cerberus este cea mai bună opțiune. Deci, cum stă treaba? După ce ai downloadat aplicația din Play Store, îți creezi un account. Cu ajutorul acestuia vei putea dirija telefonul de la distanță, de pe un calculator obișnuit sau de pe o tabletă. Setarea este una foarte ușoară, poate una din cele mai ușoare pentru programe de acest tip. Să presupunem că, Doamne ferește, ți-ai pierdut telefonul pe undeva. Acum îl poți controla navigând pe site-ul www.cerberusapp.com, te loghezi și pe hartă îți apare locația telefonului cu o mulțime de opțiuni. Este incredibil câte lucruri poți face cu aceasta. La un moment dat te simți ca unul din tipii din filme care apasă de 60.000 de ori pe tastatură pentru a obține locația unui telefon. Aici toate acestea se pot face doar în câteva clicuri. Pentru a vedea unde se află locația exactă a telefonului sau a hoțului în caz că a fost furat, poate fi folosit opțiunea Start Tracking. Aceasta va arata locația telefonului cu un mic butonaș albastru. Totodată poți obține informația despre absolut tot, IP-ul adresei Wi-Fi în caz că este conectat, rețelele din vecinătate, numărul de telefon, operatorul, tot cu ajutorul opțiunii Get Device Info. Pentru a nu permite hoțului să umble prin telefon, poți seta o parolă, activa opțiunea Lock with Code și atât. La fel, îl poți preveni pe hoț foarte simplu cu ajutorul opțiunii Start Alarm with a Message. Aceasta va face ca telefonul să strige și să lumineze de parcă îl taie cineva afișând un mesaj pe care tot tu îl poți trimite. Dacă nici asta nu ajută, există opțiunea de fotografiere și filmare sau înregistrare a sunetului, fără ca hoțul să observe ceva chiar atunci când umblă prin telefon. Pozele vă sunt trimise direct pe mail, așa că puteți identifica hoțul mult mai ușor. Veți putea ști despre hoț mai multe informații decât știe el despre sine. Pe cine a sunat, la ce oră, care sunt locurile unde s-a oprit, câte procente are bateria telefonului, ce mesaje a primit. Mai pe scurt, aplicația pare a fi ruptă din vreo serie de James Bond. Sunt sigur că nici departamentul de poliție nu are atâtea opțiuni pentru a găsi un telefon. Așa că te poți ajuta singur pe tine downloadând aplicația din Play Store, linkul căreia va fi postat în descrierea. Dezvoltatorii oferă aplicația gratuit cu o perioadă de testare de 5 zile, după care pentru a folosi aplicația trebuie să achitați $4. Chiar dacă noi moldovenii nu prea ne obișnuim să cumpărăm aplicații, eu cred că $4 e o sumă mult mai rezonabilă decât 400 pentru un telefon nou, nu? Linkul cu aplicația se află mai jos, chiar deasupra secțiunii comentarii, unde ne poți lăsa sugestii sau solicitări. Nu uita să ne ajuți și cu un subscribe și un like la pagina noastră de Facebook și fii cu ochii pe noi, te așteaptă o mulțime de lucruri interesante. Toate bune!